Proiectul Healing Romanian Patrimony, a vindeca patrimoniul cultural românesc, are în vedere analiza spitalelor funcționale sau închise care și-au desfășurat activitatea sau încă și-o desfășoară în clădiri de patrimoniu. Foarte puțin știu, de pildă, că primii miniștri ai sănătății pe care Spitalul Colțului au dat au fost mari nume în chirurgie la acel timp. Foarte puțin știu că există niște evenimente absolut superbe în plan medical care se desfășoară în aceste spitale periferice pentru atenția noastră. Nu merge nimeni, iată, la Borșa, nu merge nimeni în zone rurale, acolo unde oamenii fac eforturi zi de zi pentru așa ceva. Și există această prejudecată potrivit căreia prioritare de obicei sunt elementele din spațiu urban, din această zonă a vitezei, a fugii. Noi vrem să punem sub lupă și cealaltă zonă. Și anume zona neglijată, zona sacrificată, zona periferică. Despre spitalele din mediul rural, care au această calitate de a fi în clădiri de patrimoniu cultural, se vorbește foarte, foarte puțin. Ne dorim să fim mai vocali, dar în același timp ne dorim să fim activi și să fim de folos pentru ceea ce înseamnă comunitatea noastră. Cine crede că poate salva România din umbră, se înșală. Lucrurile astea trebuie pronunțate, trebuie spuse. Așa încât rezultatul final ar fi acela de a cartografia România sănătoasă și România bolnavă. Sunt două fețe ale țării noastre și ne-am obișnuit să o vedem doar pe cea din urmă. Este o prejudecată care trebuie demontată.